O familie de artiști care, spre deosebire de ceilalți din generația lor, au rămas oameni simpli, modești, cu credință și pasiune nestăpânită în ceea ce fac. Pentru ei este clar că oamenii trăiesc pentru artă și din artă. Bineînțeles că viața trăită într-o ogradă, mai ales în cea în care te-ai născut, îți oferă liniștea și siguranța de care are nevoie un om. Când ajungi acasă, simți că acolo nu ți se mai poate întâmpla nimic rău și simți că odihna ta este totală și încrederea în tot ceea ce se întâmplă. Și atunci o astfel de atmosferă, sigur că te ajută să și lucrezi și să ai inspirația de care are nevoie un artist. Sigur că și la București există inspirație, nu putem spune că numai la țară, dar viața la țară este locul în care un om își poate aduna gândurile și poate să înțeleagă ce este cu lumea asta. Pentru Marian și Victoria, sursele de inspirație sunt natura, frunzele, zăpada. Ceea ce urmăresc cel mai mult este crearea unei zone armonice. Fiecare bucată de lemn are o personalitate aparte și prinde formă diferită în mâinile artistului Marian Zidaru. Orice secundă contează. Soții au renunțat la vacanță pentru sculptură și au inventat un nou curent. Romantismul mistic cu cruce în loc de sabie și cu daltă în loc de scut. Este un spațiu construit pe un stil românesc de rădăcină în Bucovina, și stilistic și chiar fizic, un spațiu pe care l-am deschis deja, începând de vara trecută, unor artiști din Germania, Corina Gier și Chris Scholz, amândoi sunt fotografi, profesori la Academia de Fotografie în Düsseldorf. Ei au venit pentru o lună de zile, au fotografiat, și-au făcut câteva proiecte pe care le aveau, după care au mers cu o expoziție în China, dacă nu mă înșel. Tot ține legătura pe Facebook, ne-au trimis fotografii de acolo cu ceea ce realizaseră aici. Și au un proiect acum în Düsseldorf, tot cu ceea ce au realizat în acest loc. Alți doi artiști, o familie din Franța, de la Paris, dar ei erau focalizați pe film și mai puțin pe arta plastică. Au terminat regia amândoi. Și au colindat zona Bucovinei, au mers și prin munți, am înțeles, mănăstirile, bineînțeles. Recunosc cu detașare că arta este apreciată doar de cei care o caută. Spațiile în care vin cei interesați sunt cele mai căutate, arta fiind doar pentru elită, nu pentru mase. Mai multe despre povestea soților Zidaru puteți afla urmărind emisiunea Iubește Bucovina, miercuri, 1 octombrie, la ora 19:30, doar la TV+. Veți afla aici că succesul nu este material, ci se concretizează în lucrurile mici și bucuriile vieții de care profită zilnic.